Salutare tuturor, eu sunt Diamond Shadow și alături de mine este Rare și IT. Hello! Da, trecută n-am reușit să terminăm casa din cauza spațiului de stocare. Asta este chiar, chiar atunci nu avem niciun fel de chef ca să fac asta. E așa că continuăm casa aici. Sau nu, cred că am greșit. Aici, așa. Mă rog, eu joc cu mai multe, mai ciudat uneori. Acum am să joc cu Split Scandals, pentru că atunci când joc, nu mi-e tot timpul, nu stau tot timpul, când construiesc îmi trebuie Split Controls, pur și simplu, de ce mă mai complic, îmi trebuie Split Controls când construiesc. Și n-ai băbre. Deci adineori era bine. Ok, asta e un pic ciudat. Eram pe punctul de a șterge Clean Master, când mi-am dat seama că Clean Master-ul mă ajută să curăț, să fac mulți mega, nu să pierd mega. Așa că asta va fi baza casei, cam asta e baza. Acum ce mai e? Am trecut partea care era cea mai grea, acum trebuie doar să punem. Ai uitat de geamuri, dacă vrei să faci. Da, o să le facem conturul după aceea. Ce stăm acum să facem geamurile? Măcar lasă... Mă rog. Da. Episodul ăsta o să fie de casă, nu mai construim știu dacă... casa, dacă mai avem timp după ce construim casa, mergem la unul dintre spawnere. Să vedem dacă... Putem să... facem un mini spawner, cum ar fi de puncte de alea sau de experiență. De experiență. Experiență. Da, asta am zis și eu. Ai zis experiențe. Am zis experiență. Mă rog, o să ne uităm noi pe filmare să vedem dacă e experiență sau experiență, cum a zis el. Bun, începem să facem un crafting table, de ce? Ca să vedem că putem face, merele de aur, unde sunt merele de aur? Ia stai un pic. Wait a second, uite aici, merele de aur. Am zis o bucată, are you fucking kidding me? Deci, fix, o bucată ne lipsea. Are you fucking kidding me? Așa că speram că ne facem un golden apple. Da, și eu la fel. Pentru că știți voi, lupta cu zombii, toate chestiile astea. Așa că, na, trebuie să spunem. Da. Asta este seria, va fi de construcție. Până la urmă, cred că o să ajungem la dragon sau ceva. Am zis că apare în 014! A, da. Și ca prea mult pe calculator. Uh-huh. Ai uitat cum e Pocket Edition-ul. Am uitat o parte din Pocket Edition. Mai mult joc pe calculator, PlayStation și chestii de-astea. Am băut de 5 ori în diferite lumi, vă dați seama. În 1.9 acum am pus să-l bați pe aceeași lume. Dacă folosești Ender Crystal, da. Ender cum? Apare dacă omori Skeleton Horses, apare îți dă Ender Crystals. Și dacă pui Ender Crystals în jurul portalului, dragonul apare din nou și poți să-l bați iar și iar și iar. Un fel de fabrică de Ender Dragon. Am înțeles, ca un fel de spawner. Da. Să nebun sau ai avut un... Da. Ce? Am avut un Astea le-am mai folosit odată. Cu epas. Da. Deci, noi continuăm casa. O să ne plicăm. Cred că până data viitoare, știți ceva? Durează mult și pierdem timpul pentru construirea casei și cred că vă plictisiți să vă uitați la noi cum construim casa. Așa că punem pauză când o terminăm și mergem direct la spawner.
Așa că momentan punem pauză. Continuăm. Nu după foarte mult timp, continuăm. Punem pauză și revenim imediat. Am revenit. Pentru voi n-a durat nicio secundă, avem tâmpine, dar pentru că am mers să mâncăm și am terminat casa. Cam așa, atunci am văzut că putem face un nou vlog, deci uitați. Mergem, nu? Afară cred că plouă. Ce? S-a terminat ploaia. Să ne-am mișcat afară. Hai să ne mai amintim pe unde mai era și mina aia. Da, hai să găsim mina. Bună, eu mă duc un pic la baie. Imediat eu. Eu rămân. Ne ducem la mina care nu este prea departe. Spawner de păianjeni, cred că e aici. E aici, aici și era spider. Spawner de păianjeni. Hai să văd. Shit. Crap, încă puțin și dădeam apă pe pat. Aici cred că era spawnerul. Da, ai revenit. Dar nu e aici. Ce mina e asta? Asta e mina care duce așa, dar mai e o ieșirea de sus. Sus e ieșirea. A, dă-te-m. Asta e că trebuie să ieșim pe aici. Pe aici trebuie să urcăm ca să ajungem la spawner. Pe aici am luat-o, nu? Aba nu, pe aici am ieșit. Pe aici am luat-o. Bol. S-a beșit. Da, chiar m-am beșit. Să-mi spui dacă vezi spawnerul. Deci el chiar mi-a promis că o să mă lase Survival Games azi. Și da, dacă ați observat, am filmat un episod. Da, dacă sunteți în ieșirea asta. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Oh, shit! Doamne, miluiește, pula, ți-o găsești. Bun, What the? Nu l-am luat pe ăsta? E altul? Ok, chestia asta e prea șmecheră. Acum e un pic cam prea șmecheră. Super. Bun, hai să ciordim. Să ciordim tot. Am făcut level 9 și avem 3 emeralde. Jos era, nu-i așa, spawnerul? Sperăm! Doamne, miluiește! Gata. Ok, aici ne-am pus noi lucrurile. Lucrușoarele. Eu sunt ăla cu prostia. Și aici vom lăsa. Vom lăsa ce nu ne trebuie în momentul ăsta. Asta, asta. Știi de ce le pun și nu le arunc? Pentru că nu știi niciodată când te pierzi în mină și ți s-a spart târnăcopul. Corect. Ar trebui să lași și niște lemn acolo de nevoie. Da, nu cred că bun. Ce mai căutăm noi? Gold, ca să ne facem golden apple. Corect? Corect. Dar parcă văzusem în cealaltă parte. Da, am văzut în cealaltă parte. Bine că mi-ai amintit. Da, era pe la lavă. Și poate găsim și diamante, deși greu de crezut. Nu pe aici. Ce unde din aibii? Bă, atunci pe unde dacă nu pe aici? Pe acolo! Să sparg geam. Uite aici. Ce ți-am zis? Mor, lava, mor! Beși în ea. Te beși pe tine. Stai, frate, ca să n-avem probleme cu lava, mă duc să iau o găleată cu apă. Mamă, e deja 9.40. Am făcut 9 minute și ceva. Uite, apa acolo, dar parcă era undeva și mai aproape apă. Deci și. Stai.
Rog. Așa. Taș, mă, cu... Da. Când au zis chestia aia cu... înseamnă că eu înjur. Da, am jurat. Rușine să-i fie. Cenzură. Cenzurat. Camioane pentru toți. Loi, 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 loi. Ce naiba, asta e tot ce poți. A, uite așa, bre. Iolo. Ia să vedem noi aici. Dar tot nu văd niciun diamant. Deși am luat o porțiune mare, tot nu văd niciun diamant. Nu o găsești la asta pe la minus ceva, o găsești. Ia merge să spun get post slash get post. Nu cred că merge, ia să văd. Păi o să câștiga pe Survival Games, merge. Da, come on, get post, not fun. Cred că ne facem mai multe. Dar ce făcea get post? Coordonatele. A, da. F5. Să mai explorăm un pic din mină ce putem să facem altceva momentan în episodul ăsta, din moment ce nu găsim spawnerul. Poate îl găsim până la urmă. Poate chiar la sfârșitul episodului. Păi nu mai am urmă nici până la sfârșit. Dai, frate, că noi urcăm acum, ce facem? Ei, dacă urcăm, nu găsim. Ce? A, spawner. Nu spawner neapărat, dar... Diamond! Bun, lapisul. E un mic bug cu torțele. Poate dispar sau ceva? Că pe aici sigur am mai fost. Ba, nu am mai fost. Da. Pe aici nu. A fost altundeva bug-ul. Pe emerald acolo. Da, da. Crap. În sfârșit ai observat și tu că e acolo. A devenit un obicei, frate. Parcă văzusem ceva. Am văzut pe GFM. GFM îl chema, dar Jack Frost Miner. Tipul ăla avea o lume pe care găsise aproape 24 de emeralde. Știți că... Ne aventuram prea mult. Emeraldul este cel mai rar lucru din Minecraft? Ba nu, diamantul e. Ce e? Diamantul e. Bă, ți-am mai zis că diamantul găsești mai ușor, doar că asta e o lume mai ciudată. Există lume de astea, te pun eu pe o lume infinită, la oarecare. O să fac două lume infinite și te arăt că una din două nu o să găsești niciun emerald. Bă, să mor eu de n-am fost pe aici. Și să mor dacă n-am fost. Nu ai fost. Bun, asta e o mină chiar foarte mare. Frate, vin un obicei. Nu mai e atât de interesant. Interesant când am găsit al doilea, al treilea, dar după ce găsești al cincelea, nu mai interesant. L-am găsit pe prima, a fost cea mai mare veselie. După aia a fost plictiseală. Am să găsim un diamant, de-aia tot trag de timp și nu începe toată episodul. Mai e și 14 minute, trebuie să încheiem. Încă un minut mai avem tot. Mai bine închidem de acum, ca să nu mai fie așa. Bun. Da, cam asta este. Cam atâta pentru astăzi. Eu am fost Diamond, ce doar tu de mine a fost Rare și IT și la revedere. Pa! Pace!